Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scrum Mechanic. Măi băieți, episodul acesta avem ceva interesant și super, super tare. Cu o mică povestioară și cam bine, nu e poveste, e mai mult pentru Scrum Mechanic Survival. V-am zis la un moment dat că o să vă postez ceva cu ce o să fie în Scrum Mechanic Survival. Ce o să fie la sigur 100%. Bun, suntem aici cu Baca. Și cu Speedy. Salut. Bun, unde e radio-ul ăla? Oh. Mă miram eu de unde se aude, era sub canapea. Bun, avem aici casa noastră șmecheră. Hai băieții. După cum ați văzut și în thumbnail, ce avem noi... Planul. Ce avem noi în acest episod? Sunt niște roboții aceștia. Big Farm Bot, imediat o să-i vedeți. Sunteți gata? Da. Vreau să o șterg de alta. Perfect. Smooth. Bun. Care-i treaba cu roboții ăștia? Ei bine, dacă v-ați uitat la trailerul din Scrum Mechanic, cel din 2014, unde este survivalul, ceea ce noi încă nu avem după 3 ani, ceea ce mă uimește pe mine, erau acolo niște roboței. Acești roboți erau bine, culorile poate să difere, cred că pot să-i colorez și eu, cred că e mai puțin importantă culoare. Da, aparent îi pot vopsi și eu, repede, da, mai puțin importantă culoare și pe ăsta-l facem fratele portocaliu, în fine. Deci, mai puțin importantă culoarea, care e ideea cu ăștia? Ei bine, tu când vei fi în survival, eu când voi fi în survival, Baca și tot așa, când ne vom juca survival, o să trebuiască să adunăm resurse, chestii, dar nu o să fie totul chiar atât de ușor. O să avem și inamici. Inamicii fiind acești roboți care, normal, sunt farmbots, probabil erau făcuți... pentru această planetă ce-o fi, să lucreze aici și s-a întâmplat ceva și acum atacă. Deci în trailerul de la Scrum Mechanic arată acolo cum personajul principal, tipul sau tipa, depinde ce-și face fiecare, este urmărit de acești roboței. Își mișcă mâinile, lama pe acolo și este trailerul din 2014. Aceștia nu sunt băgați în joc ca și item normal. Am descărcat un mod de pe workshop cu acești doi roboței. Și ăsta e ceva mai mic, nu știu exact ce o să facă. Nu cred că te atacă ăsta. Cred că ăsta o să fie ăla prietenos. Adică nu văd cum ar putea să te atace. Chiar nu văd cum ar putea să te atace. Sau poate ăsta gen e un fel de cum ar fi în cum ar fi în ăla, în No Man's Sky, erau niște drone de alea și chemau după să te atace chestii. Probabil ceva de genul, să fie un fel de cameră, știi? Și în caz de te vede, de te detectează, o să cheme chestii de-astea mari. Sau habar n-am care o să fie treaba, dar o să fie destul de interesant când o să se bage survivalul. Am mai avut eu un episod cu astea, doar că nu știam exact care-i treaba cu ele în mare parte, nu le văzusem. Știu că făcusem cu roți și mergea, bine, era tot invizibil, totul era pe un sistem de ăsta așa invizibil. Momentan nu am modurile alea și nici nu prea o să vreau să le bag și am mai pus un lanul de castraveți. Așa. Și haide să colorez eu ăsta înapoi. Și ăsta. Și băieții mei aici fac la mașini pe acolo, Baca, nu știu ce făcea. Deci o să fie destul de tare cu roboții ăștia băgați. Acum o să fie destul de tare partea asta că nu văd eu cum o să iei tu resurse. Din câte am înțeles, ei nu o să pună să tai copaci. Nu am văzut să menționeze ceva de genul pe site-urile lor, pe forum ce-o fie ăla. În schimb, o să poți să găsești mașini sau le strici pentru scrap, pentru resurse. Scrie acolo for scraps. Acum, nu știu dacă o să te lase pe survival să construiești un cub cu cub. De exemplu, găsești un gard de genul, spargi un cub, ți l-a dat în inventar și cu cubul ăla poți să construiești tu ceva. Asta nu știu, nu am idee. Dar sper, cum am zis și la nu știu ce clip am zis, cred... Am așa o vagă bănuială că ăștia o să lanseze survivalul ori la finalul anului, ori la începutul anului 2018. Ar fi cam aceeași chestie, doar că mi s-ar părea destul de șmecher dacă ar face chestia asta. Dacă n-ar face, chiar ar fi puțin bulangii pe română,
românește, pentru că au trecut 3 ani, cred. 3 ani, 2014, 2017, 3 ani de când a fost lansat trailerul. Probabil nu era lansat jocul, dar ideea e că aveau ideea, mergeau roboții, mergeau toate chestiile. Și încă nu avem nimic, nici măcar o versiune de test. O ceva, nu avem absolut nimic. Nimic. Și avem creativ și ne-a băgat hărți. Totuși, ne-au băgat hărți de-astea, random. Ceea ce e un lucru bun. Bun, Bacam. Da. Ești gata să le arăți tuturor ce știi să faci? Eu să las asta aici. Gata. Ți-ai terminat mașina? Asta e mașina? A, am aflat o problemă. Ce? Radio-ul ăsta cam e mai încurc aici. Păi ce șterge? Gata. Bun, ia, colorează, vreau să o colorezi. Ai paint-ul, a patra chestie. Da, știu, am făcut să plăstește. Tare. Ce-te, ia. Poți să le pui și pe roțe? Drilluri. Bă, asta mă intra în pământ, oare? Ce faci, mă, o faci, rață? Ia, vreau să văd cum o colorezi, eu vreau să fac ceva. Speedy, ia, vine încă. Nu, metal, o să folosim metalul ăla. Stai puțin să mă gândesc. Cam o idee. Stai, da, că nu mă grăbesc. Chiar de... Practic nu mă grăbesc. Care-i mijlocul? Facem în felul următor. Nu știu cum să facem. Desenează din colțul celălalt spre colțul celălalt. Care culoare? Negru? N-are jumate chestia asta. N-are jumate, nu te mai chine. Trebuie să o facem să aibă jumătate. Cum? Habar n-am. Dă una, lăsăm aici. Ia, fii atent așa. Punem ăsta. Așa. Bun. Așa. Ok. Deci el cum o să vină? Așa. Mai trebuie una. Dimu. Bun. Trebuie așa. Poți să faci să se miște asta? Da. Da? Evident. Cum să nu? Logic. Stai așa, hai să o lăsăm de pe cric. De fapt, nu. Îmi trebuie controller. Motor aș vrea electric. Butoane de-astea și butoane de-astea. Motorul electric îl bag aici. Și... done. Dar chiar are, funcționează? Băi, da. Hai, ce tare. Bakugan la luptă!
Stai așa că vreau să fac o chestie. Băi, bac. Asta da. Chiar că e rață, mă. Stai, că nu e orice rață. E, dai blană, mă. Am peri ornitorincu. E zici că e peri. Peri bă, gândește-te că gândește-te că totuși a reușit să facă așa ceva, știi? Da, da, da. Deci chiar arată bine. Păi, mă, uite aici. Asta, păi, o maro. Ceva mă. Stai, mă, lasă că încerc acum să fac ceva. Lasă, mă, ăsta nu vezi. E bulversat, e șobolan. Ce zici? E prea tare chestia asta. Ole, 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 mă sap singur. Bacă-n mașină. Mamă, păi cred că eu dacă mă deconectez de la ăsta, sunt la voia sorții aici. Lasă, lasă, nu, nu, nu încerca. Ai, de capă. Dă-ți mașina de aici, Bacă, dă-ți mașina. Și auto speedy. Pitirezi. Ce, chiar că. What? Ia auto-lea. E tare, o chestie. Bă, o să vreau să jucăm, oleu, coarda, dacă suntem mai mult, să fac un mecanism. Da, da, da. O să alveți pe asta, că mi se pare interesant. Este cu eu și eu, stai aici. Ia să alveți la care vrei. O contrazi din muștiu cu ăla. Bă, chiar l-ai făcut pe Perry să mor tu. Acum, da. Vreau să-i fac și pălăria. Bă, deci chiar m-a dat bine. Da, nu așteptam să-l facă Perry, Perry cel ce, nu. Perry, Perry, Perry bus. Măcar ceva mi-a ieșit și mie calmea. E? Vrei să-l faci să dea din codiță? Dacă puteam să-l... Dacă poți? Da. Arra. Abracadabra. Pot să-l fac să dea din codiță. Ups. Nu, nu. Ok. Și asta de aici ce e, mă, Paca? Ce? Ce are Peris cu coala? Anus. N-ai învățat la școală? It's name Anus. Stai așa să-i bag un controller aici. Ia fii atent.
Bă, Speedy vine în spate. Eu. Ești atent? Da. Oho. Plăniță. Bacată din codiță asta. Și dacă dai speed-ul la maxim. E la maxim. Creată de baca și codița făcută de text. Plus design. Bă, dar l-ai stricat cu aia sus, bă. Păi da, dar e pălăria, mă. L-ai stricat. Arăta mult mai bine. O facem fără atunci. Uite cât de repede poți să vopsesc chestia aia, fii atent. Speedy, vin în față. Taci. What? Macro ăla e genial. Nu n-auzi că-mi flicărește tot? Da. Bă, da, are fața albă un monitoring. Păi, abia așa era ochii lui, mă. Uite, așa arată mai bine. Mm-hmm. Gen, alea sunt pupilele, dacă sunt. Păi fii atent dacă tu vrei să-i faci niște ochișori. Nu, de fapt. Hai că nu. Nu, fii atent cât de șmecher îl fac. Dubi, bado. Ha? Ah, ce. Bă, da, niște de-astea așa să-l faci mai rotunjor puțin, no, no? Nu, lasă, așa. Mai grăsut. Și mai, na. Și la codiță. Gata, să scot, să scot geamurile alea mari? Nu, pară, tu zici că sunt urechiușe. Stai că văd că nu-i colorat sus. Gata, ready to go. O, mai are și ușă, ca ce naiba. Aripioare, bă! Aripioarele, mă. Gata, hai. Mac. Da, creația lui Baca. Fii atent, bag-o pe workshop. Bă, lasă, mă gândeam. Vezi că ajunge, bă, vezi că ajunge la câteva mii de download-uri, știi? Ar fi ceva. Perry the Platypus. Asta îi pun aici, în spate, să o lăs așa, gol. No, ai putea să copii. Pe interior, mai bine zic, nu știu. Bă, ce culoare ai folosit, dragi? Aia. Albastru la urât, gata. Bă, ce, aia, ce, chestie, ce chestie mică și grăsuță. Da. Da, băi, cam atât vă scoate acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați butonul și de like. Și noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa, 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 pam!